Vladimir Solonari. Sunt rare momentele în istoria României în care România a administrat, să spunem așa, provincii străine. Transnistria este unul dintre aceste momente și abordați acest aspect în cartea recent apărută la editura Humanitas. Cum a ieșit povestea? Sunt 4 ani de administrare românească în Transnistria. Nu, bine, și în linii mari a fost un eșec și o tragedie. Guvernul român a luat în administrare și exploatare, asta a fost formula oficială, acest teritoriu în baza unui acord cu Germania nazistă și cu scopul de a anexarea după război. Bineînțeles că Pernul era atunci convins că războiul se va termina cu victoria puterilor axii. Dar așa nu s-a produs. Războiul a făcut o cotitură și a luat cu tot o altă direcție. Românii mai vroiau să arate lumii că ei sunt foarte buni administratori, a avut această idee utopică de a face din Transnistria un fel de provincie model, dar pe de altă parte a vrut, în mod contradictoriu, să pompeze din provincie cât mai multe resurse pentru a deci ajuta la efortul războinic al țării. Costurile au fost enorme, deci a avut aceste scopuri contradictorii. Ce la urmă urmei a prevalat ideea de a scoate din Transnistria cât mai multe avuții, cât mai multe bogății, resurse și din cauza asta a reușit, deci așa s-a făcut că în 3 ani de zile, în mare parte, ei au alienat populație care la bun început a acceptat armatele românice germane cu bunăvoință, în mare parte și cu brațele deschise. Dar deja spre sfârșitul anului 43, tot România a observat o mare dezamăgire a populației și a crescut și actele de sabotaj și de rezistență. Deci, în mare parte, populația și-a schimbat atitudinea față de administratorii români, ocupanții români, la cea opusă, comparat cu cea care a fost de la bun început. Deci, în sensul acesta, a fost un eșec. Dar a fost și o tragedie, pentru că Transnistria a servit ca un fel de terenul de, cu noi, cum spune așa, dumping ground în engleză, pentru a scoate din țară populații indezirabile. Deci o parte de evrei, în special din provinciile estice, Basarabia și Bucovina, dar Bucovina a fost lărgită și a fost incorporat și județul Dorohoi din Moldova istorică în Trânsă. Și deci, din toate aceste teritorii, populația evreiască a fost deportată în Transnistria în scopul inițial de a fi gonită și mai departe spre Răsărit, spre el să fie aruncată în cei ce va rămâne din statul rusesc. Antonescu odată a spus peste munții Urali, dar la urmă urmei a rămas în Transnistria și a fost o perioadă foarte tragică, au fost mai multe represiuni, cu condiții de trai au fost absolut oribile și deci zeci de mii, chiar mai mult decât 200 de mii de evrei
și au pierdut viața acolo. Au fost desigur lagărele despre care acum știm din Transnistria. Au fost în afară de lagăre și masacre. Și masacre, da. Cartea mea, însă, eu în cartea asta nu vorbesc de acest Vorbiți în precedenta. În precedenta am luat mai mult pasărabie Bucălina. Acum scriu o carte care ar fi o fel de secvență. Despre masacre, anume despre masacre scriu. N-am incorporat acest subiect în carte de față pentru că crizăm, pur și simplu, că este un subiect aparte și foarte important și dacă am să încerc să bat toate împreună, va fi un volum prea mare și nimic nu va publica. Am hotărât să las acest subiect o parte și acum scriu și sper că spre sfârșitul anului va fi și acest manuscrit. Întrebarea este dacă toate aceste crime la adresa evreilor duc pe fir până la Hitler și Germania, sau găsim vinovați autohtoni și cu responsabilitatea oprită la ei. Adică nu șeful e de vină, nu Germania e de vină, ci iată că sunt niște acte comise până la urmă de statul român, pentru că mișcarea legionară era desființată atunci, nu putem da vina pe legionari. Da, sigur, rămâne întrebare valabilă și răspunsul meu este că mare parte a fost inițiativă românească. Nu neapărat toate deciziile privință la masacre, inclusiv de cele mai oribile, au fost luate la nivelul cel mai înalt. Antonescu, la un moment dat, a adoptat atitudinea, faceți ce vreți, dar eu nu vreau să știu nimic. Chiar a spus așa la ședința Consiliului de Miniștri. Și atunci, în fața dezastrului, pentru că iarna 41-42 a fost foarte severă, dar resursele au fost foarte puține, autoritățile locale n-au fost pregătite, s-a răspândit tifosul exantematic și atunci deci, au adoptat decizie de masacrare a populației ca un fel de, cum se spune, un fel de control asupra numerelor de oameni deportați, că trebuie trebuiau să întreținuți. Și plus, au fost și represalii la Odessa, care au fost efectuate ca răspuns la un act terorist de partizanii sovietici. Și toată populația evrească era făcută responsabilă pentru asta, pentru acest act, deși, din punct de vedere, sigur că a fost el efectuat de un grup foarte mic de oameni, foarte secret. Și s-ar putea că pur și simplu clădirea chiar și a fost minată. Plus că aici urmele duc direct, din câte știu eu, masacrul de la Odessa, nu responsabilitatea duce direct la mareșalul Antonescu, a fost un ordin dat direct de el. Nu mai țin minte exact, dar era ceva de 200 de evrei pentru un ofițer sau un grad superior ucis. Însă putem spune că cifrele au fost chiar și depășite. Deci, au efectuat aceste masacre chiar pe un zel. Înțelegeți? Nu numai urmăreau cifrele exacte, chiar unii ofițeri și generali din armată, din gendarmerie și de la SSI, adică SIS. Serviciul Special de Informații. Erau mai antisemiți decât Antonescu și ei au vrut să folosească acest moment ca scopul ca să fie uciși cât mai multe urechi. Pentru că chiar înainte de acest act terorist, SSI deja deci a prezentat un raport în care scria că populația evrească trebuie să fie suprimată. Și chiar acest cuvânt suprimată ce ar însemna? Deci, era cred că în mare măsură erau din vedere lichidate în mod fizic. Și când s-a izbucnit, când s-a produs act terorist, asta a fost un bun pretext, un imbold pentru a proceda la planul care în mintea lor
exista și chiar înainte de acest act. Ca să epuizăm, în fine, să trecem puțin mai departe în discuție. În Convenția de la Tighina, ce era prevăzut privind populația evrească și ce era prevăzut privind folosirea bunurilor din Transnistria? Cine trebuia să beneficieze economic? Păi, privitor la populația evrească, s-a prevăzut că ea va fi în teritoriul Transnistriei în mod tranzitoriu, vremelnic, până la terminarea ostilităților, după care ea va fi deportată mai spre est. Și acest aranjament tranzitoriu a durat practic întregul război, pentru că nu s-a terminat ostilitățile așa cum prevedeau nemții și germanii. S-a făcut cu totul altfel. Și mai mult nu spunea, adică a fost o responsabilitate românească de a întreține evrei în acest teritoriu. Planul inițial nu privedea nimic de așa ceva, așa că evrei, românii au fost absolut nepregătiți. Și mai mult decât atât, vedeți că guvernul de la București, care a deportat, a luat decizie de deportare evreilor, nu vrea să aloce niciun fel de fonduri pentru întreținerea populației care a fost dezrădăcinată și n-a avut nicio sursă de existență. Nu vreau să folosească resursele nici de alimentație, nici medicale. Și sigur că nici altele, nici administrația locală, provincială, în procese, care abia s-a instalat, n-a avut la dispoziție nimic, cu atât mai mult că provincia trebuia să mai întreține și trupele de ocupație și trupele de operațiune mai înainte. Adică ei au fost gălite în mare parte. Și sovieti ce au scos cer tot să scoate. Deci provincia a fost gălită. Au intrat aceste sute de mii de oameni. Nimeni nu vrea să întreține. Sigur că dezastrul a fost inevitabil. Dar guvernul nu s-a decis de obsesiunea asta de purificarea României. Și evreii au fost ținuți, mare parte a lor a murit, a victimelor s-a produs în perioada de iarna 41-42. În privitor la problema exploatării, deci a fost unele privideri tehnice, de exemplu, cine va fi responsabil de siguranță românii, cine va fi responsabil de exploatarea căilor ferate, porturilor. Deci românii vreau să iei toate astea în mână lor. La urma urmei așa și s-a produs, însă în 43 s-a revenit la problema porturilor, pentru că frontul se apropia din nou de Transnistria. Atunci Germania a insistat și a luat încă o dată sub controlul portului Odessa. Deci, ce vreau să spun? Românii vreau să facă din Transnistria un fel de provincie a lor, încât germanii, care aveau și ei pofta lor pentru resursele teritoriilor ocupate, insistau că o parte din resurse fie împărțită cu ei. Și românii au fost în mare parte frustrați, pentru că Germania au procedat cu tupeu. Și de altfel luau ce vroiau și nici nu dădeau recipisă și nici nu scriau rapoarte. Și românii aflau numai de la plângerile populației, că iată au venit germanii și ne-au luat și ne-au scos și de mult nu avem ce vedem. Deci, în mare parte a fost aici o frustrare, însă în perioada, de exemplu, 42, când frontul s-a depărtat românii, au fost în mod decisiv în control asupra provinciei. Deci, situația s-a evoluat. De altfel și scrieți în carte că a fost din gestul din voința personală a lui Hitler sau o negociere directă Hitler-Antonescu, nu a fost Germania-România această decizie ca România să administreze. Păi, sigur că acestea au fost doi dictatori și guvernele respective urmăreau
deciziile luate de ei. Probabil a fost și un fel de neînțelegere între ei. Când Hitler a spus una, mă întâlnesc cu o spus, a înțeles puțin altfel. Dar la urmă urmei, Hitler a cedat la ce ce vroia Antonescu, chiar deși Wehrmacht, armata germană, a fost împotrivă, dar din punct de vedere politic, Hitler credea că trebuie să fie dat un fel de satisfacție românilor pentru eforturile lor și deci a luat hotărârea în favoarea României. Acum, este un alt aspect la aceste probleme. Era Convenția de la Haga privitor la dreptul ocupantului. Și dreptul ocupantului, deși în termen discurs de vață, totuși a fost limitat. Ocupantul putea să folosească resursele teritoriilor ocupate pentru întreținerea armatei de ocupație, dar nu o armată de operațiuni. Diferența fiind că armata de ocupație era cei care era plasată în această teritorie, dar care nu făcea războiul ca atare. Însă românii au depășit cu mult aceste prevederi. Și Mihai Antonescu, care a fost vicepreședintele Consiliului de Miniștri, care a fost profesor de dreptul internațional, a dat o interpretare absolut aiurea a dreptului internațional. Spune că nu putem lua orice și cei ce nu luăm, poate fi suplătit ca investițiile noastre. Ce era absolut ceea ce totală. Contrazice cu totul, că și amintiți că miza lui Antonescu era aproape personală și decizia de a trece în Nistru, dar și vocația, să spunem, civilizatoare, pentru că era ușor frustrat de faptul că România era privită în rol de cultură mică, națiune mică și ar fi vrut să demonstreze că, de fapt, România este o putere civilizatoare. Nu i-a ieșit. I-a ieșit la Odessa. Da, aici cumva cum paharul era jumătate plin și jumătate gol, știți? Ei într-adevăr vorbeau această, ei vorbeau de misiune civilizatoare, că noi aducem civilizația apuseană, occidentală, că populația este înapoiată, incultă. Cam ce reușise într-un fel sau altul România în Cadrilater, în Bulgaria, în Dobrogea de Sud. Vă rog să luăm acum la un moment dat, ca să terminăm, dar să revenim, pentru că sunt aspecte legate între ele, sunt diferite. Deci, românii au procedat, au intrat cu această atitudine civilizatoare. Și atitudinea aceasta arogantă a avut față de populație rurală ucraineană, pe care o priveau în termeni acestea ca înapoiată și leneșă și indentistă și una și alta, deci în termeni negativi. Și, de exemplu, la Odessa a existat din timpul sovietic Teatrul Național Ucrainean. Și ei l-au închis și au făcut teatru românesc, național, tot național. Însă când ei au intrat în Odessa, ei au fost surprinși de caracterul sofisticat a culturii rusofonii din Odessa. Pentru că Odessa a fost un centru comercial mare în timpul țarist, și cu populație eterogenă, erau nemții, italieni, francezi, evrei, ruși și așa mai departe, și viața culturală era destul de sofisticată și dezvoltată. Ei au avut un teatru foarte bun de operă și balet. România a fost surprinși. Antonescu spunea de câteva ori la Consiliul de Miniștri că trupa lor este mult mai bun decât artiștii noi. Noi aducem artiștii de aceștia provinciali și rușii râd de noi. Aceasta a fost impresia. Și aici ei au avut atitudine bunăvoitoare și chiar de patronare a acest inteligenții creative de la Odessa, adică artiști, profesori și așa mai departe, și inteligenția asta
apreciat atitudinea românilor. Ei au avut relații bune și această memorie a politicii românești bunivitoare în comparație cu germanii care nu apreciau cultura rusă și chiar o disprețuiau, românii au avut o altă atitudine și din această pricină și din alta, deci s-a păstrat acest mit al prosperității Odesei și a vieții bune sub români, în special în emigrare antisovietică, pentru că unii din aceștia au emigrat, nu toți, da. Dar populația, păturile de jos, au dus-o foarte prost sub români. Și ei au fost cei mai dezamăgiți de români. Și ei, cei care în ultimele luni au intrat în bandele de partizani, să spunem așa. Privitor la întrebarea dumneavoastră despre Dobrogea de Sud, asta a fost o altă latură a vederilor românilor asupra Transnistriei. Pentru că din Dobrogea de Sud, precum și din Dobrogea de Nord, românii au dus o politică de schimbare a compoziției etnice, a populației. Deci, schimb de populație, românizare. Spune de populație, românizare, într-adevăr. Au dus români din etnici din România, din Altița, din Balcani, și tot așa vroiau să facă și în Transnistria. Deci, pe de o parte, eu vroiau să-i duce populația, să facă deci, mai cultă, mai civilizată populație locală, pe de altă parte, pregăteau planurile de expulzare a lor. Adică, chiar predau limba română populație care vroiau urmărui să expulzeze din acest ținut. Și chiar s-au făcut unele deci, deplasări de populație, câteva comuni mici, etnici români moldoveni din teritoriul Uniunii Sovietice au fost aduși în Transnistria. Însă acest transfer de populație a fost efectuat prost și a produs o înrătățire spiritelor populației locale care s-au temut că ei vor fi expulzați la urma urmei. Ei au fost scoși din casele lor, aduși în altă parte a Transnistriei și a mai departe. Și revolta populației a fost atât de mare că autoritățile au cerut stoparea acestui transfer. Și Antonescu a decis până la sfârșitul războiului să nu mai facă aceste transferuri. Adică au rămas mai mult la nivelul planurilor. Planurile au existat, au fost elaborate, dar au fost puse pe raft, cum spune, până la sfârșitul războiului. Și amintiți, da, amintiți în carte de altfel că România a încercat, cel puțin la început, într-o primă etapă, să folosească, să-i spunem așa zisa soft power. A folosit biserica, s-a folosit de faptul că populația de acolo era de aceeași religie. Și astfel era mai ușor, nu, să accepte o stăpânire străină dacă ți este încurajat dreptul la religie, mai ales că venea după o experiență. Da, și aici ei au avut susținerea populației, că a existat această dorință de a revenire la creștinismul. Și când vedeți că aici politica română a fost diferită de cea germană, că germanii au fost indiferenți de politică, dar la națiștii, la religie. Dar națiștii, de fapt, erau ostili. Românii n-au avut acest lucru, această atitudine. Evreiau, a politică oficială a fost de recreștinare a populației. Și ei au făcut o misiune bisericească în România. Deci, Capitolul Biserion Puiu a fost numit acolo. Da? Și populația a răspuns prin afluirea la biserici. A fost un avânt mare religios de creștinism. Populația aprecia asta. Era un moment că românii vreau să folosească biserica pentru românizarea populației. Păi, dar din asta n-a ieșit, bineînțeles, nimic pozitiv. Și aceasta nu e prea clar. Parcă relațiile între preoții locali și preoții care au venit în România
erau uneori menționate. Dar în ce măsură acest lucru a fost important sau nu, nu se știe. Pe de altă parte, românii au adus politică de luptă împotriva așa numitilor sectanți. Unele secte religioase creștine au fost persecutate, dar persecutate în mare parte prin ce? Nu prin de cei cu oamenii a fost arestați și așa mai departe, ci sfătuiți să se revină la biserica, la biserica părintească. Și parcă jandarmeria credea că a avut succes în această privință. Foarte greu discuți. Aproape că și asta face parte, mă gândesc acum, din profilul ăsta pe care și-l dorea Antonescu. Aproape de templier, de civilizator, pentru că creștinizarea face parte din același profil. Îndeopște, așa cum știți, noi am ocultat în istorie sau n-am vorbit despre crimele comise împotriva evreilor în Transnistria. Dar acum, dacă mai se vorbește cât de cât despre în ultimii ani, în schimb, dumneavoastră aduceți în prim plan un aspect despre care chiar nu se vorbește deloc, și anume corupția pe care am întreținut-o acolo, corupția, jaful, aproape toate defectele statului român, șabloane. Tot ce reproșăm statului român regăsim în miniatură în felul în care a administrat Transnistria. Da, vedeți că ce șabloanele noi trebuie să ne ținem la o distanță de la șabloane. Că, într-adevăr, de exemplu, chiar Alexiano și-a justificat prezența corupției în Transnistria, spunând că neamul nostru ține la hoție. Am auzit-o recent la un fost premier. Se apăra prin această formulă, prin acest șablon. Adică ce putut să fac eu ca guvernator, noi așa mai departe, noi așa suntem noi români. Dar, de fapt, regimul de schimb monetar pe care ei i-au schimbat, au făcut în Transnistria. Că în Transnistria leul românesc nu circula. Circula marca asta specială germană, RKKS se numea, care era, era plănuită, stabilit că anume ca un mijloc de circulație în teritoriile ocupate din Est, numai acolo. Deci puterea ei reală depindea în mare parte de mersul războiului. Dar de la bun început, rata de schimb față de rublă și față de leu a fost absolut artificială și, de fapt, rata de schimb prin care schimbau aceste mărci în Transnistrie și persoana putea schimba o cantitate foarte restrânsă și numai dacă putea să treacă din Transnistrie în România. Adică local nici nu putea să facă așa ceva. Dar românii care vreau în Transnistrie puteau. Și rata de schimb oficială era foarte favorabilă leului și foarte nefavorabilă mergii. Adică în defavoarea populației locale. Și atunci românii care veneau în Transnistrie, ei aveau o ispită de a specula această diferență de rată de schimb și de piața neagră care existase acolo. Piața neagră era foarte dezvoltată pentru că Germania a pus românilor, dar probabil românii tot au avut această idee, politică de control asupra prețurilor. Și bineînțeles că prețurile oficiale prin care oficialitățile procurau alimentele de la populație erau foarte scăzute, care nu dădeau populației niciun rentabilitate. Dar piața neagră oferea aceste producte cu totul alte prețuri în magazinele oficiale. Mărfurile erau practic de negăsit, dar pe piața neagră, piața neagră era plină. Și atunci ispita asta de a specula era enormă. Românii aduceau țigarete,
ciocolată, una alta, luau din Transnistria alte produse și făceau arieri comoase în perioada foarte scurtă. Însă, iată ce trebuie să ținem, ce trebuie să ținem. Germanii tot așa procedau în teritoriul lor ocupat. Deci există deja literatura mare care descrie cum soldații germani tot așa procedau. Mai mult decât atât, autoritățile germane închideau ochii la această speculă, pentru că era un fel de susținere a familiilor soldaților din Reich prin aceste afaceri care făceau ei în teritoriile ocupate. Și din trimitere de colete în teritoriile ocupate. Adică, într-adevăr, corupția era enormă. Ea a fost descrisă în cel puțin două cărți înainte mea, în cartea de Alexandru Wirth, Russia in War 41-42, cartea, cum spune, clasică. Și pe urmă este cartea lui Alexandru Dalin, Odessa. Ei ambii vorbesc de corupție. Însă nu trebuie să ne închipuim că asta a fost datorită, cum spunea Alexianu, tendinții neamul nostru spre hoții. Nu era așa ceva. Era un fenomen aproape global în teritoriul al războiului. Datorită unii politici decise de Germania națistă, economice și o mare parte urmărite și de români. Politică care era? Să scoatem cât mai mult prin orice mijloc din populația locală, dar bineînțeles și autoritățile, deci indivizii din persoane din autorități, foloseau tot acest regim foarte neechitabil în profitul propriu, ce este absolut inevitabil în asemenea situație. Felul în care România... Spuneți! Felul în care România a administrat Transnistria a influențat, pe de o parte, percepția moldovenilor asupra României și, pe de altă parte, narațiunile sovietice pe care Rusia le-a folosit și în Transnistria, și în Ucraina, și în Republica Moldova? Da, de asta nu m-am ocupat și e greu de spus cum, în ce măsură narațiunile sovietice au fost influențate de această politică sau ei tot așa au fost un fel stereotipuri. Sovieticii nu vreau să facă nicio distinție de politică românească și politică germană, care totuși exista. Românii n-au fost atât de rasiști față de slavi decât erau germani. Germanii erau foarte rasiști. La evrei, la români, puțin a fost, dar nu atât de pronunțat. Da, acum, și sovieticii nu vreau să vadă nicio distincție. Și toată vremea foloseau, după război, această sintagmă de ocupanță germană-română. Ca și cum, nu contează, au făcut germanii, au făcut românii. Și asta se implanta în mintea populației. Ia că germanii... Al doilea moment, al doilea aspect a narațiunii sovietice a fost că ocupanții au fost în egală măsură ostili și asupritori și criminal față de orice populație, de orice naționalitate. Fie iar evreiască, slavă, exemplu, germană și mai departe, german local. Bineînțeles, asta era un mit, pentru că germanii au avut o ierarhizare a etniilor clară, de exemplu, estonienii au fost cea mai înaltă treaptă, deci mai jos cei din Lituania, Latvia și așa mai departe, dar slavii și mai departe, și evreii, deci ei nu vreau,
Și această națiune sovietică a fost atât de crudă, că practic ea nu permitea să facă niciun rost din experiența din perioada din ocupație. Și de atâta ea a perpetuat această narațiune în s-a perpetuat deci, în perioada sovietică. Bineînțeles, a fost predată și la școală, și la televiziune, și în cărți, au fost scrise și romane, și așa mai departe. Și cred că această mitologie a intrat în minte, decât experiența de care nici nu se putea vorbi. De, acum, românii tot au avut o atitudine mai favorabilă față de etnicii români din Transnistria, iar ei au fost favorizați. Era o promovat de situație unde răspundere locală, mică, dar oricum. Ei vreau să se ridice deasupra populației de alte etnii. Însă cred că nu prea au reușit în această direcție și la moldovenii din Transnistria, din etnici români. Într-adevăr, atitudinea față de români din România era și este, cred că, destul de negativ. În ce măsură asta se leagă de experiența războiului și de ce, în ce măsură este, cum se spune, moștenirea a propagandei sovietice, este foarte greu de spus. Eu nu m-am ocupat de acest. Bun, Transnistria de astăzi, care trebuie să spunem că e complet diferită Republica Nistreană, nu e pe aceeași hartă geografică cu Transnistria, dar în limbajul comun îi spunem Transnistria. Ce rol joacă azi Transnistria? Ce rol joacă azi Transnistria? N-am înțeles. Ce rol joacă azi Transnistria în această economie geopolitică? Această Republică Transnistreană. Da, asta e tot o altă problemă. Nu știu nici dacă trebuie să discutăm că eu nu. Vedeți că această Republică Transnistreană, ce trebuie să facem o distinție, care trebuie să explic. Este o republică rusofonă, ei vorbesc rus. Termenul folosit în limba rusă, în denumire ei, nu este Transnistria, este Pridnistrovie. Nu este același termen ca și termenul Transnistria, care era folosit în perioada celor de-al doilea război mondial. Așa că în mintea lor nu există nicio legătură. Ei mai mult se leagă de moștenirea legală a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, care a fost instituită în anul 1924 în Uniunea Sovietică, în interiorul Republicii Ucrainene Sovietice Socialiste. Deci a existat această entitate. Cred că se știe că a fost mai mare concepută ca un fel de a face presiune asupra României, pentru că atunci problema Besarabie se ocupa guvernul sovietic. Și deci ideologia, cum se spune, oficială din Republica actuală Transnistreană trage linia aceasta, cred că tot un fel de mitologie, de această republică care existase din 24 până în 1040, deci 16 ani. Dar de Transnistria din timpul celor de-al doilea război, ei nici nu gândesc, nici nu prea știu ce asta a fost. Da, ei folosesc într-adevăr istoria crimilor românești ca un fel de autojustificare a propriei existențe. Iată, vedeți ce au făcut românii, ce au făcut. Într-adevăr, crimile în unele localități din actuală Republica Transnistriană au fost de cele mai oribile, de exemplu, la
la Dubasari, aproape 20 de mii, adică ei au fost uciși acolo. Mai mult de germani, dar românii ajutau. Dar la Rașcă, la satul Rașcă, care printre altele este satul natal al tatălui meu, și la orașelul ăsta, Caminca, alături de mii de evrei ucești români și populația chiar ține minte chiar acum. Și eu când a fost mic, venind acolo, eu nu sunt evreu, ucrainean de naționalitate. Când veneam și vorbeam, ei îmi povesteau chiar fără că să-l întreb, să-i întreb. Ei îmi povesteau ce au făcut românii și ți se ridica părul în cap. Că ăștia au fost goniți în Nistru și uciși chiar în apă. Înțelegi? Și pe urmă în iarnă, care a fost pus în, sub gheață. E ceva extraordinar de ororile acestea pe care descriau oamenii și care au rămas și au rămas puternice în asta. Cum arată accesul la documente? Asta a rămas chiar și populația care n-a fost evreiască. A fost absolut deci moralicește distrusă, cum se spune. Deci ce au văzut ei, asta era ceva. Ei au trecut din perioada războiului, primul război mondial, războiul civil, au făcut multe urori. Deci ce au văzut ei, că ăștia civili, femei, copii, au fost duși, uciși în mod barbar, fără niciun pricină, ei nu înțelegeau ce se face, pentru ce se face așa. Cum arată accesul? Cum arată accesul la documente? La documentele din epocă, din acea perioadă, cum ați avut acces? Asta eu am avut noroc. Pentru că după prăbușirea comunismului, arhivele au fost deschise în România, Moldova și Ucraina. Mai puțin în Rusia. Adică în Rusia la un moment dat deschise, pe urmă s-au închis. Și Muzeul Holocaustului din Washington a avut un program mare și mai are de copiere acestor documente, de microfilmare și pe urmă chiar și digitalizare. Da, ia că e așa. Adică accesul pentru cei care trăiesc în America, este destul de bun. Aici e problema, că ei au focusul care nu totalmente corespunde cu focusul meu. Adică, în afară de documentul pe care eu copiat și am dus la Washington, eu m-am deplasat în Republica Moldova, Ucraina, mai puțin în România. Vă explic de ce. Pentru că în timpul ocupației României de către Armata Roșie, sovieticii au dus o politică de scoatere a documentelor din arhivă privitoare la populațiile foste ocupate. Și documentele acestea au fost scoase din România, de atunci 44, și aduse parțial la Chișinău, parțial la Adesa, parțial la Cernăuți, parțial la Binița, la Mogil. Adică ei au fost dispărțite conform legii sovietice. Documentele trebuie să fie păstrate în teritorii la care el se referă. Adică o majoritate absolută documentelor create de administrația românească se păstrează în arhivele din aceste orașe. Iată acolo eu lucram, în afară de Muzeul Holocaustului. Pe urmă am lucrat eu și la Yad Vashem din Ierusalim, care și el a avut aceeași probleme de copiere și de stocare testamentelor a supraviețuitorilor. Și am lucrat eu în această colecție. Deci, au folosit eu pe toate documentele? Nu pot spune. Dar vreau să spun că impresia mea este că pe majoritatea lor eu le-am văzut. Știți care e aici regula?
dacă încep a observa că unele aceleași documente întâmpin în diferite colecții, înseamnă că tu, deci, ai mai pus majoritatea de mine. Pentru că, mare, de exemplu, un pretor, un prefect, scrie un referat, dar referatul acesta ajunge la guvern, ajunge la un minister, la diferite locuri. Dacă vă parcurci, deci vezi aceste lucruri. Și din cauza asta, cred că eu am lucrat cu majoritatea documentelor, am scris această carte despre administrația românească și din răspunsurile populației mai mult neevreiești. Cum v-am spus, pentru că problema evreiască este problema aparte, acum scriu deci a doua carte pe această problemă, o să fie că datoria mea. Că eu sunt din această regiune și memoriile acestea și narațiunile acestea în această perioadă eu le-am auzit din copilărie. Ați avut, e ultima întrebare, vreo reacție venind, să zic așa, dinspre România, pentru că nu vă pliați cu totul pe istoriografia oficială. După cum ziceam, dacă memoria asta a crimelor contra evreilor a început deja să fie recuperată, problema despre care vorbiți în această carte, și anume proasta, de fapt, administrare și corupția din Transnistria, nu prea e abordată la nivel oficial. Eu cred că ce și am auzit eu până acum este foarte pozitiv din România vine. Am avut eu o experiență de care vreau să vorbesc, pentru că a fost absolut aparte. La un moment dat, în faza finală a pregătirii manuscrisului pentru publicare, am venit eu în România, am vrut să lucrez în arhivele militare, nu mi s-a dat accesul pe ele. Dar pe urmă am venit eu la Muzeul Istoriei Militare a Forțelor Armate, cred că se numește, la București. Vreau să selectez câteva poze de acolo. Dacă ați văzut, în carte eu am publicat niște poze din arhive. Publicarea pozelor, fotografiilor, deci este puțin lucru complicat, pentru că cu copyright. Deci trebuie să știi cine de ține. Și uneori, pur și simplu, sunt multe fotografii pe internet, dar nu știi cine de ține, de la cine chiar să cer acestea. Da. Și de atâta, sursele oficiale este absolut cele mai sigure. Am venit la acest muzeu, mi s-a dat foi, am lucrat, am selectat câteva poze și trebuiau să obțin permisiunea de folosire. Am scris cererea, a fost primit foarte cu bunăvoință, și pe urmă spune, domnul director trebuie să vă dea acordul. Am venit la domnul director a fost destul de rece cu mine, în altă nu trebuie să mai consultăm cu superiorii noștri, o să primiți răspunsul în scris. Și cred, deci două săptămâni primiți răspunsul că nu vă acordăm acordul, nu vă dăm acordul, pentru că reșim de denumirea cărții dumneavoastră, nu, ea nu se încadrează în vederile istoriografiei române. Zic, dar ce una are una cu altă? Parcă asta e profesiune istorică, să provoace discuții civic cu unele alte aspecte interpretare. Pentru ce suntem noi istorici? Să facem propagandă? Deci a fost un șoc. Cu atât mai mult că pozele pe care le-am citat veneau din au fost, deci, făcute de Departamentul de Propagandă a Armatei Române. Am plasat acest răspuns pe pagina Facebook și au venit multe proteste din partea prietenilor, în vezi de România, că spune, ce rușine! Și din cauza asta
a fost probabil că deci așa cum așa cum știți, satisfacție morală. Așa cum știți, nu se prea vorbește în România, sau se vorbește, există în istorie, dar așa, despre crimele într-adevăr comise sub numele Armatei Române. Pentru că, reluăm, și în Transnistria nu vorbim despre mișcarea legionară. E facil în România să dai... Partea asta mea nici nu se prea vorbește de aceste crime, cu tot alte probleme. Asta una. Eu numai, pozele de cine care au fost luat, deci, de exemplu, cavaleria românească în atac în vicinitatea Adesei. Și cam ce discreditează. Adică el are o voință pură și o vedere așa foarte îngustă, o minte îngustă. Printre altele, recent am văzut filmul de Radu Jude, Mie indiferent dacă vă pătra aceasta. Și mi-am dat seama cât de rădăcinate sunt aceste reticențe privitor la descoperirea despre istoria recentă. Și am înțeles că, dacă, probabil, sper că și truda mea va avea un efect oarecare. Și va conta pentru memoria socială. Chiar că e ultima întrebare, dar profit de faptul că ați fost și politician la începutul anilor 90, credeți că dacă administrarea românească ar fi arătat altfel, 1990 ar fi arătat altfel pentru România și Republica Moldova? Nu. Nu știu, știți? E contrafactual și istoric românii, în general nu prea. Românii nu trebuiau, ia că ce crimă a făcut Antonescu. Ce opoziție provestică a avut o atitudine foarte corectă. Reocuparea Basarabiei și nordul Bucovinii, lucru legal și firesc. Ca să ne ducem mai departe, nu. Dacă Antonescu oprea ministrul, erau totul altă situație. Și pentru România, și pentru Moldova, și pentru alții. De faptul că el a dat comandă să mergem mai departe și a ajuns luată română la Stalingrad, acest fapt a fost folosit ca o bâtă împotriva românilor după învingerea lor. Molotov spunea la tratative câteva ori, este să ai lucru știut. El spunea că când românii ridicau, deja era un nou guvern prosovietic, și ei ridicau problemă de ca să lue mai, să lece să se iei mai moale privitorul la României, să nu fie reparația atât de mare. Și multă toată vremea spunea ce, dar ce făcea armata română asta? Ce putea să rămână să spun? Asta a fost într-adevăr o nebunie. Pentru ce o armată română să meargă atât de departe de țară lor mică, să ajungă atât de departe? Acolo război participase. Cu ce scop? Pentru ce această megalomanie? Și aici, într-adevăr, când, și cum spune, ai spus A, trebuie să mai spui și B. Au proces de la Est Denistru, au intrat la Adesa, au stabilit, au scos pe evrei, au făcut niște crime de care, deci, pe urmă, rușii le-au folosit ca un fel de acuzare asupra României. Și aceasta este o povară care națiunea română și acum o duce, din păcate. Și, bineînțeles, să nu mai vorbim de memoria victimelor și familiilor, că asta tot se păstrează. Și bineînțeles, asta e ceva îngrozitor.